E o aluzie. La ce? La tine. Tu ai văzut Idiocracy? Da. Un film care se bazează pe exact pe ce a spus domnul doctor. Adică, unii la 25 se gândesc, bă, n-am încă, nu am încă o casă, stau cu chirie, nu fac copil. La 28, bă, da, da, uite, n-am mașină, cu ce o să-l transport? La 30, facem un copil, bă, nu e, uite ratele, unde s-a... Avem francel, la 35, zici, bă, mai să investesc într-un... N-am timp de... La 38, uite roborul! Păi cum să te apuci de făcut copil, că m-a apucat și ieri un pic, dar m-a oprit, că văzui la știri. Văzui roborul, Răzvănele, de nu-ți vine nici în Maldive să te duci, tu mă auzi. Și atunci evident că, uite că la 15-16 ani, deci fii atent, peste 10%, 11% din fetele care... Dar ce am făcut? Peste, deci mai mult de o fată din 10, mămică, este minoră. Mai mult de o fată din 10. Deci dacă punem 10 mămici aici, dacă mergem la întâlnirea cu părinții, înțelegi? Unele sunt... N-ai înțeles. N-am înțeles, dar mi-a dat mistreț o idee. Ce? Să-i zic Elenei că dacă nu mă lasă în Maldive, fac un copil. Mai asta ne trebuie, Răzvane? Tu nu vezi roborul, euriborul? Tu nu vezi că avem rate? Cine să mai ducă toate astea în spate? Auzi că mă bag în prenatal în Maldive. În postnatal. Concediu pentru creșterea delfinilor. De seara aveam programat să fac un copil, dar joacă Liverpool. Mâine am eu meci. Vineri sunt la Deva la concurs. Cine vrea un copil zdruncinat? Sâmbătă n-am apă în organism, sunt deshidratat. Duminica am avion. Nu faci copii pe avion, că ies cu capul, nu? Luni sunt obosit. Vin la muncă, lasă că marți. Marți nu poți. De ce? Că e singur la emisiune, că eu plec în Maldive. Nu mă fac la mică, mă duc pe jos. Marți și cum despart apa aia? Ce ocean e acolo? Indian, ce e ăla? Mă duc de... Miercuri. Miercuri fac un copil, dar vin rusalile, nu pot să fac. Să mă apuc joi. Joi am eveniment la restaurant, degustare de vin. Nu faci că faci, uite ce a făcut, da, Georgica. Vineri. Asta e vinerea cealaltă. Pe cât e vinerea cealaltă? Pe 11? Pe... da. Nu putem, că mergem la mare, trebuie să filmăm. Să avem filmăm reclama, da, la bere. Mai o notificare. Faci copii cu notificare. Cu 13 așa mai... Păi nu, că e cu ghinion, nu... Și e duminică 13, nu? Fac. Nu. Suntem obosiți, ne bate soarele cap, facem insolație, te dau cu iaurt, dănuțe, dar știi de unde iau iaurtul? De unde? În Maldive, da, niște o... Nu. Iaurt. Lasă că pe 15... De codobatură. Pe 15 mă apuc. Pe 15 ce? Pe 15 mai, nici pe 15 mai? În ce lună? Nu se poate. De ce? E ceva finală de cupă, de vreun fel. Nu facem nici pe 15. Nu facem. Lasă pe... că pe 16. Nu, pe 16 nu. Pe 16 de ce? E fac cu 3 zile după 13 și spartă ghine. Las că faci. Pe 17! Pe 17 ce? Mă duc la Teliu să fac recunoașterile. 17, 18, 19, 20 cursa. Pe 20 iau iar cupiță, vin aici cu cupița. Nu pot, fac pe 21. Pe 21, gata! Pe 21 și fac tripleți ca să nu mă am bătaie de cap. Câtă bătaie de cap. Nu poți nici pe 21, că trebuie să ne ducem până la Reș să facem 20 de ani de când am terminat liceul. Păi cum mă duc? E singurul din an fără copil. Păi asta e, trebuie să-l fac pe 22, Răzvane. Mă întreabă fostele tale colege, Dani, da copii, eu am 3. Testul Barza vine, îl aduc fake cu liniuțele. Testul Barza. Ai căzut borțoasă, am văzut. Am văzut că se face testul Barza pentru români. Numai cu liniuțe. Ești borțoasă. Doamne. Și dacă mușcă prazul e băiat. O să vă povestesc o dată, dar trebuie să-mi iau inima în dinți. Am nimerit în farmacie cu un cuplu de conaționali care...
Deși el era foarte, foarte tânăr și foarte, foarte organizat, barba la țiplă, sprâncenele proaspăt pensate, da. Avea o problemă care s-a spus în gura mare, inclusiv pe speakerul telefonului. Ia zi! Ce-a zis să luăm ca să poată domnul? Nu pot să vă ascund faptul că mi-am notat și eu numele pastilei. Bă, de hobby! Poate-ți trebuie. N-am probleme, dar nu știi mâine, păi mâine, cu stresul, presiunea vieții, ratele, dacă... Bă, ai notat, ți-ai luat notiți. Este ca și cum mergi la un examen și ți-ai făcut oricum fițuică, chiar dacă știi că ți-ai învățat. Bă, tu ai fițuică în buzunar. Niciodată! Recordistul ăla de cântă. Alina Mocanu, nicio legătură cu Dani Mocanu? Voastră. Lumea noastră. Se că lumea lor. Știți cum e în trending? Mult peste Lidia Buble. Am bani. Am bani de mă enervează. Și cu asta tot nu plec în Maldive. Ce tare, ia mai de o dată să mai văd dată. Păi abonamentul meu. Da, mă, dă să mai derulez eu. Păi abonamentul pe Antena Play și derulez înainte și înapoi.